înseamnă că vine și mă face... Domnul Inăsui v-a adus niște acuzații. Nu le-am explicat. Dumneavoastră l-ați condamnat pe tatăl său. Da, și aș face-o la fel. Pe cum să nu-i dau maximul? Cum să nu-i dau maximul? De ce? Au fost mulți români care au plecat din România înainte de 1990. Asta era o vină? Nu. Ce s-a întâmplat? M-au sunat prieteni, ziarii, jurnaliști. Bă, tu ai văzut ce a scris și a zis ăla? Și eu v-am sunat atunci, da. Așa, da, chiar mi-a făcut plăcere că în felul ăsta mi-a mai auzit. Bă, dar ce? Păi uite, vezi ce scrie. Când mă uit pe acolo, în primul rând că am văzut că mă face capitan de securitate. Ce nesimțit. Bă, eu am terminat liceul Gheorghe Lazar cu 10. Facultatea? 9-95, că Valeriu Stoica m-a depășit, a luat 9-97. M-am informat bine. Da. Și tu mă faci bine. Mă, dacă aș fi fost să fiu ofițer de securitate, eram primul care spuneam, dar altul a fost drumul meu în viață. Și am ajuns președintele Tribunalului Militar și l-am judecat pe Nicu. Pe același cod penal ca și pe Tasu. Păi, dar zic, deci i-am dat eu totuși 7 ani. Că 7 ani era maxim. Infracțiunea lui, înainte se numea trădare. Trădare prin refuzul înapoi. Au fost o mulțime de români care au plecat în interes de serviciu și nu s-au mai întors. De ce? Și am condamnat și pe ei. Dar stați o clipă. Dar a fost o greșeală a acelui regim sau... Nu, a fost o greșeală a acestui... Considerat și acum că erau vinovați. Pe această țară... Da, sunt niște convenții internaționale. Suntem țară membră a Uniunii Europene. Este altceva. Trădarea este însă aceeași. Și vânzarea României este aceeași, da? Repet, convenții... Da, de ce considerați că a făcut acest lucru, că a trădat și că a vândut România? Pe doamnă, stați puțin, că doar nu pe Ceaușescu l-a vândut. Omul era... inginerul șef al atelierului de prototipuri de pe platforma EMI. Știți ce era EMI? Nu, că nici nu erați născut. EMI era una din întreprinderile de pe platforma Pipera, cea mai modernă din sud-estul Europei. Făcută de poporul român, nu Ceaușescu, da? Poporul ăsta român. Prin munca lui, ca și Casa Poporului, ca și Transfăgărășan, da? Și cu colaborare japoneză, în principal. Era o bijuterie. Iar eu, culmea, procuror la sectorul 2. Și o perioadă am răspuns de pe această platformă. Omul nostru, cu gențile încărcate, pleacă la negocieri cu americani. Cu ce? Adică dacă îmi spuneți că noi am făcut cu tehnologie japoneză, ce putea să ducă păi el? Nu numai că începuse și tehnologie românească. Că aveam și noi minți, luci, deosebit. Pe ce să ducă, doamnă? Să ducă cafea din România în America. Ce să ducă când te duci la tratative? Decât documente aparținând întreprinderii respective. Habar nu aveam eu cine-i domnul meu. Dar știu ea. Dar ați avut dovada că a plecat cu aceste documente? Păi da, bineînțeles. Doamne, dar a plecat în misiune, doamnă, n-a plecat la plimbare. A spus că l-a așteptat un tovarăș acolo. Am văzut declarațiile domniei sale. Și care e problema? Dom'le, s-a mai întors cu documentele? S-a mai întors în România stat care l-a trimis sau nu? Dar statul... Că misiunea a plecat. Statul îl trimisese cu documentele? Da, doamnă, pentru că așa scrie și la lege. În îndeplinirea unei misiuni încredințate de România mea, de statul ăsta. Deci mă, nu a sustras documentele și a plecat cu ele, ci a plecat într-o misiune dată de statul român păi cu documentele. Cum, doamnă, dacă și pleci, nu s-a mai întors. Păi pleci cu ele. Dar nici documentele nu s-au întors, da, nici în România. Nu s-au mai întors, nu. Nu. Păi nu le-a sustras, le-a luat de-a dreptul. Păi nu s-a... N-a sărit gardul. N-a intrat în fabrică și a furat. Nu. Dacă, le-a avut la dispoziție. Dacă se consideră nevinovat, spuneați dumneavoastră... De 32 de ani. De ce nu a cerut revizuirea păi acestei de ce? Decizii? De ce? Că el și că l-a trădat pe Ceaușescu. Nu l-a trădat. El era un anticomunist și un anticeaușist. Nu mă băiatule. Nu.
Eu eram judecătorul român care înfrecasă coatele pe băncile liceului și facultății. Dacă vreți, domnul respectiv, am fost și șef de promoție. Dar asta e laudă, nu e smerenie. Și vine Paștea. Și ți-am aplicat, stimate domn, maximul de pedeapsă pentru ce ai făcut împotriva statului român. Scurt. Ca dovadă că văd că dumneavoastră, presa, discutați despre imperiul domnului respectiv prin introducere a Motorolei, cazul Motorola, în România, imediat după aglomerație. Și multe alte afaceri. Nu mă interesează persoana. Cu statul român, dar nu desigur. Mă, eu mi-am făcut datoria față de patria mea și de poporul meu, condamnând deci cu pedeapsă. Deci considerați că nu este o coincidență faptul că au reușit să facă o asemenea avere? Adică există o legătură între momentul plecării mă cu acele documente și construirea acestei averi. Concluziile le trag cei care ne ascult. Pentru mine cazul ăsta se terminase. Pe acum eu ce să fac, doamne, dacă l-am judecat și condamnat și pe tatăl lui... Pe tatăl cui? Lui Viorica. Care Viorica? Și mai cum? Viorica, prima ministră, să zic. Tatăl Viorica-i Dăncilă? Da. Dar lui Anda mai puțin, pentru că era o faptă minoră. Și omul n-a sărit la Dar ce s-a întâmplat? Doamne, nu vrem să vorbim de autoritate. Vorbim de valoarea... Acum, dacă ați început și ați spus ceva, trebuie să-l terminăm subiectul. Nu știu, în 89. Da, nu, cred că în 89 că a scăpat cu grațiere. L-am judecat pe subofițerul tată, n-aveam de unde să știu, al Ioricăi Dăncilă, care a avut o atitudine corectă, doamna Dăncilă, nu mi-a reproșat, nu mi-a... Care fura? Ce fura? Furaje. Era la gospodăria agrozootehnică a unei unități de lângă Ploiești și pe drumul de întoarcere, nu la Vaslui, ci la unitate, pe drumul de Costișe. Când venea cu tractorul cu remorcă plin de furaje, poate că l-ardea și pe el. Și avea nevoie de o țuică. Sau de un vin. Băi, nea, Ioane, ai bă o sticlă de... Da, șeful, cum să nu, da... Păi, urcă-te și așa doi saște. De furaj. Care le ducea la gospodării. Găinării. Asta e. Și... L-am judecat și condamnat.